Salutare! Mă aflu în sudul Spaniei, undeva lângă Malaga, și am venit aici ca să testez nou Renault Scenic E-Tech. Mașină care a câștigat și titlul de Car of the Year acum câteva zile. Titlul ăsta de Car of the Year este important, dar în ultimii ani, din păcate, mașinile care au câștigat acest titlu nu s-au transformat și într-un succes comercial. Și aici mă refer în special la mașinile electrice, pentru că în ultima perioadă doar mașinile electrice mai câștigă titlul de Car of the Year. Aici am fost un pic răutăcios, dar cam așa se întâmplă. Ei bine, am avut Kia EV6, o mașină foarte bună, dar care nu s-a vândut într-un număr de unități uriaș, nu o vedem pe toate străzile astea și pentru că prețul e destul de mare. Jeep Avenger a avut cam aceeași soartă și doar în trecut, dacă mi-aduc aminte, cred că în 2010 sau 2011 a fost Nissan Leaf, care într-adevăr a fost un succes comercial. Ei bine, eu cred că de data asta Renault Scenic, pe lângă titlul de Car of the Year, va fi și o mașină care se va vinde foarte bine. Și o să vă dau toate informațiile la început. Astăzi o să facem o plimbare cu mașina. Ieri am mers vreo 200 de kilometri, deci am învățat câteva lucruri despre mașina asta. Am avut și o conferință de presă interesantă unde ne-au explicat mai multe lucruri specialiștii de la Renault. Și astăzi, în afară de prezentarea mașinii, o să facem și o plimbare. Suntem doi jurnaliști în mașină. O să vedeți imediat cine este colegul meu de astăzi și o să facem o plimbare vreo 200 de kilometri pe niște dealuri frumoase pe aici prin Malaga, unde eu sincer speram să fie mult mai cald, dar după cum vedeți, chiar sunt așa un pic înfofolit, sunt îmbrăcat cu un tricou și cu geacă subțire. Este frig, deci de unde să te aștepți că o să fie frig în sudul Spaniei? Ei bine, haideți să dăm niște informații de la început ca să știm despre ce vorbim. Renault Scenic vine cu două pachete de baterii, 60 de kWh și 87 de kWh, capacități utilizabile, capacitate netă. Versiunea de 60 de kWh are un motor de 170 de cai și VLTP autonomia 430 de km, versiunea de 87 de kWh are un motor de 220 de cai și o autonomie VLTP de 625 de km. Și trebuie să vă spun că pe dealurile astea cu regenerare, cu urcare, cu coborâre, ne-am cam apropiat de valoarea respectivă. O să vedem astăzi ce descoperim. La prima vedere, mașina este, mi se pare că arată foarte bine ca design. Renault trece printr-o perioadă în care, nu știu, reușește să facă mașini foarte frumoase. Am avut experiența cu Renault 5 la Paris, mașină superbă, îmi place foarte mult. Și acum avem acest SUV, Car of the Year, uitați ce bine arată. Gata, aceasta este introducerea, haideți să ne jucăm cu mașina, să vedem cum arată interior, exterior și să facem o plimbare. Vă spuneam că mie îmi place designul exterior. Aici în față avem o grilă interesantă, așa, parcă e ciocolată, îți vine să o mănânci. Știu că designul este subiectiv, în schimb mie îmi place cum arată. Aici avem colegul, surpriză, care o să meargă cu noi, ia să vedem. Și facem the reveal. Ta-na! Salut, salut! Ce faci? Uite, mă aranjez pe aici bagajele și mă pregătesc să fac cineva setup-ul de camere. E vânt rău. E vânt rău? Da. Băi, am înghețat. Și că la Malaga, frumos. Da, exact. Mi-a zis cineva, folosește-mă și tu o geantă din aia de aeroport de mână ca să testezi portbagajul. Și uite că avem două. Deci câte în cap? Păi, nu știu, multe, că putem să le punem. Ia fii atent. Dacă le pui și așa și... Deci fii atent. Noi avem două, că suntem doi. Dar dacă le punem pe astea, uite așa în picioare. Uite în cap vreo patru. Una, două, trei, patru. 5, 6. Vreo 6 cred că în cap. Nu, și, 5 sigur și în dacă cap. Mai scoți și asta, poți să pui gențile de laptop, uite așa, peste. Știi? Și aia. Mă, că e spațiu. 500 și vreo 50 de litri, spuneau ei. Dar mai contează cât 500 da. Sunt când vezi ce aici. Dacă, exact și dacă rabatezi, evident, nu știu, 1100 și ceva. Ne-au dat datele astea, o să le pun pe ecran. Da. Deci, la capitolul practic, putem spune că e mașină pentru familie, nu? Că e așa, au zis, e mașină de familie. Eu zic că e, da. Dar familie cu 5 membri max, pentru că acum Scenic nu mai are 7 locuri. A, ok, că nu mai este MPV. Nu mai este MPV, da. Dar dacă îl făceau MPV, sincer, m-am gândit la treaba asta. Dacă îl făceau MPV, tu crezi că vindeau... Așa? Nu, în primul rând că n-ar fi arătat așa și nu cred că s-ar fi vândut, sincer. Adică lumea își dorește un MPV. Dar sunt sigur că cine va face primul MPV, va vinde destul de puține, bine, da. Adică va fi doar așa, o mașină de nișă. Bun, haideți să vedem repede cum e interiorul, pentru că noi să facem și o plimbare și de-abia aștept să intru la căldură. Cam așa arată mașinuța, materiale moi, aici unde pui mâna, și îmi place foarte mult tapiseria. Tapiseria asta este standard, oare?
Sau e opțiune, nu știu. E, depinde de piață, nu știu în România dacă e standard sau nu, dar cert e că și dacă e opțional la Renault, știu că la Megane, de exemplu, tapiseria asta costa vreo 100 de euro, 200 de euro, deci e foarte puțin. Îmi place foarte mult cum arată, deci da. Eu pasta aș alege și îmi place când tapiseria e deschisă. Da, uite ce susținere laterală bună ai la scaune, vezi? Da. Bucata asta foarte groasă, aici e jos ca lumea și aici ridicată buza asta, știi? Ca să susțină bine. Ia să mă așez și... Magia se întâmplă cu cotiera asta, cotieră foarte mare, uite, e generoasă, adică două persoane pot sta liniștit cu... Dacă vrei pe partea cealaltă. Ia vină pe partea cealaltă, că e mai ușor. Ia să închidem ușa. E altceva când ai ajutor. Deci avem o cotieră foarte mare, generoasă și partea frumoasă este că putem deschide aici, avem două USB-uri C, bine ați venit, și acum fă magia pe care au făcut-o... Băieții la prezentare, la prezentare, da. Păi răsucim astea, dacă vrem. Ce frumos se aude. Da. Dar fie, se poate și opri aici? Ia. Da, le pui unde vrei. Are două poziții, da. Deci poți să o ții aici. Trei poziții, una strânsă. Corect. Una la 45 de grade. Și una aici. Și una aici. De ce ți-ar folosi, la ce folosește această... Păi fii atent, și cum să zicem, acest suport? Avem niște săgeți, le vezi? Asta e un cauciuc aici și niște săgeți. Practic e așa telefonul. Și îl inserezi și îl ții aici. Sau uite, să zicem că telefonul ăsta ar fi tabletă, știi? Și poți să pui o tabletă mai mare în ambele suporturi să ne uităm la film, știi? Așa, da, sau putem să punem așa, tabletă sau telefon, ca să ne uităm fiecare la filmul lui. Da, e foarte tare chestia asta. Adică, vezi, e o idee simplă. Da. Nu e... cred că e costisitoare, sincer. Dacă să te gândești la ea. Asta e toată povestea. Și USB-urile astea aici, USB-C, asta poți să o închizi și când sunt astea deschise, deschise, corect. Da, deci indiferent de poziția lor, sau le-ai ascuns, lași doar unul afară. Super ingenios. În spate este loc. Uite. Mai puțin loc la, nu pot să pun picioarele sub scaunul din față, dar am loc suficient în general. Păi ia uite, avem un 10 cm, scaunele sunt reglate, cred că ăsta eu l-aș da mai în față, eu am 1.74 și scaunul ăsta da, sigur e dat în spate mult, știi. E dat mult în spate și acolo mai avem suport pentru telefon, cred că pe... Păi da, uite, și două chiar, 1, 2 și la tine ești la fel. La fel. Putem spune că e o mașină? E o mașină de familie, clar. Adică și super practică, da. Și super practică. Cam așa se vede din spate. Buzunare aici, uite. Înainte de a pleca la drum, vreau să vă arăt o opțiune foarte interesantă. Aici avem un buton care, în mod normal, este pentru trapă sau pentru jaluzele. E bine, aici avem un plafon din sticlă care merge din față până în spate, transparent. Și dacă apăs o dată pe acest buton, o să vedeți cum din spate, venind spre față, se opacizează plafonul ăsta. Se oprește la jumătate, deci în spate acum avem umbră, este opac și în față este transparent. Vedeți soarele. O să apăs încă o dată și o să vedeți cum se opacizează și partea din față și soarele devine foarte mic. E un punct acolo. Foarte bine arată. Foarte spectaculos. Uitați. Transparent și acum opac. Mi-aș dori mult să am opțiunea asta și la mașina mea pentru că am plafonul din sticlă și e destul de neplăcut vara. Adică am pus jaluzele, niște jaluzele manuale. Dacă apăs încă o dată, vedeți cum din spate în față devine transparent și avem transparent în spate și opac în față. Deci poți să te joci cum vrei. Fie transparent tot plafonul, fie opac tot plafonul, fie în față transparent, în spate opac sau invers. Deci o opțiune care arată spectaculos, este super practică și îmi place foarte mult. Cred că sunt în stare să mă joc destul de mult cu plafonul ăsta din sticlă. 3, 2, 1, merge. Gata. Am trecut la volan, conduc eu și tu ești asistentul și asta public pe canal, la ce vă uitați acum, și pe canalul tău de YouTube, pe 0100ro. Conduc eu și tu ești asistentul. Gata, așa. Perfect, și atunci acoperim toate lucrurile. Noi ieri am făcut o plimbare de vreo 200 de kilometri, 3 ore. Uh-huh. Am vrut să facem o plimbare scurtă, dar așa s-a întâmplat să mergem foarte mult cu mașina, deci am descoperit foarte multe lucruri și acum doar rămâne să le prezentăm. În spate ați văzut, este foarte mult spațiu, în față la fel, super practică mașina, e spații peste tot. Nu dau lipsește... cu genunchii nimic, știi? Deci no. Că stau așa... Sincer, am dat scaunul un pic mai în față față de cât eram noi, că eram totuși prea în spate. Uh-huh, uh-huh. Deci asta e poziția mea, spațiu e suficient în spate. Suport de pahare, aș mai fi vrut să fie încă unul, e unul și e jos. Deci ăsta e un bug. Poți să mai creezi cu sistemul lor de compartimentare încă un spațiu, dar aș fi preferat să fie suportul de pahare mai sus pe aici pe undeva. Avem aici o cotieră care mai alunecă așa un picuț.
nu face click, nu se oprește în... Da, n-are niște trepte sau buton de blocat, de release, blocat, da, știi, da. Sau are. Dar ideea e că cotiera nu e reglabilă pe înălțime, da, în trepte, da, okay. Și înainte, înapoi e reglabilă, dar uneori poate să alunece ușor, dacă ne punem amândoi cu cotul hotărât, exact, așa, e posibil să ia la plimbare, știi? Ok, aici dacă e să fim așa, super critici. Display-ul din față arată foarte bine, rezoluție foarte bună, îmi place cum arată vitezometru puțin tăiat, așa, a făcut o chestie artistică, arată clar. Au angajat un detepist bun ca să știi, da, ca la reviste. Exact. Exact, noi mergem, am filmat deja destul de mult și uite, tot avem 88% baterie. Partea super interesantă, voi explic foarte repede, vedeți aici 3 valori, 302, 555, 487. Ce înseamnă autonomiile astea, că sunt foarte multe? Ei bine, cu 88% din baterie, mașina spune așa, că putem face 302 km pe autostradă, la viteză de autostradă, la temperatură de 5 grade, temperatură exterioară de 5 grade, deci nu în condiții ideale, da? Și frig, da, și cu căldura, și viteză mare, da. Și viteză mare, deci poți să faci minim 300 de km. Dacă mergi în oraș și e o estimare apropiată de VLTP, faci 555 de kilometri cu acei 88%. Cu acei 88%, corect. Iar dacă mergi cum am condus noi până acum? Cum am condus noi până acum, faci 487 de kilometri. Și am considerare media de condus din ultimii 70 de kilometri. Deci practic 487 este o estimare a autonomiei pe baza ultimilor 70 de kilometri, exact, conduși de noi și eventual de alții înaintea noastră, că dar nu cred că am făcut 70 de kilometri azi, da. Am făcut 70. Am făcut 70, da, doar noi am mers cu mașina. Okay. Deci vedeți că oricum suntem destul de apropiați de estimare, noi am mers și pe autostradă. Deci noi n-am mers doar în oraș, am mers și pe autostradă, da, și în oraș, așa că e clar, e corectă estimarea. Și pentru cei care nu sunt obișnuiți cu mașini electrice, trebuie să recunoaștem, e foarte practică chestia super asta. Util. Dar e super util. Și nouă ne place, care adică, suntem obișnuiți cu mașini, exact, electrice. Exact, da, adică chiar e interesant. Bine, și acolo în partea de jos avem nivelul de regenerare. Uitați, 4 trepte de regenerare și te joci cu ele, cu padelele care uite, sunt pe volan stânga dreapta. Aici e minus, uite, vezi, și scad liniuțele alea. Da. Și dacă mișc eu din partea cealaltă, cresc. Plus, da. Da, perfect. Volanul clasic Renault, să spunem, da, ca la E-Tech, nu ca sunt la diferit. Megane E-Tech, da. Ca la, da, Megane E-Tech, cu moduri de condus aici, se schimbă și culorile, se schimbă sport, parcă e cu confort astăzi. Și da, aici, încă o parte foarte interesantă, este că îmi arată procentul cu care ajung la destinație. E adevărat, noi avem niște puncte, o hartă făcută de cei de la Renault. Păi, să vedem, uite. Așa. Da, să vadă lumea unde suntem, că m-ați întrebat, drive, uitați, da? Marbella, chiar m-a întrebat cineva pe Facebook astăzi pe unde ați făcut test drive. Uite, uitați, în zona Malaga, aproximativ, cel mai mare oraș de apropiat de noi e Malaga. Exact, și noi ieri am făcut o buclă mai mare, nu știu, da, la Malaga, am făcut o plimbare din asta. Partea interesantă este că recentrează. Îmi arată cu ce procent de baterie o să ajung la destinație, la următorul punct, adică 87%. Este ceea ce face și acum Tesla. Și este, da, informație extrem de folositoare. Adică eu folosesc pe asta, da. Și când merg în București și mă duc acasă și știu drumul până acasă, sau mă duc până la Focșani, sau mă duc până în 200-300 de kilometri, da, știu că am autonomie, știu drumul, dar totuși bag pe navigație că vreau să am informația. Bă, cu cât o să ajung la destinație? Da, și vezi, poate vreun ambuteiaj, leviți, exact, o chestie, da. Dar îmi place că îmi dă procentul cu care ajung la destinație și face la fel cum face Tesla, tu mi-ai zis. Îți zice și cu cât te întorci, da, când deci, ai o destinație, da, 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 fixă. Practic, cum funcționează? Dacă mașina a stat suficient de mult într-un loc, astfel încât să considere că e acasă, să spunem, a stat două ore sau o noapte, da? Da, da. Dacă îți pui o destinație care e la 7 km, o să zică, ok, te duci să-ți duci copilul la școală, sau, da? Corect. Și mașina îți calculează cu cât o să ajungi la o destinație, dar o să-ți arate sub valoarea asta și valoarea pe care o vei avea on return, la întoarcere, exact, din punctul face, în care ai plecat, știi? Exact așa face și Tesla, îți arată, exact, și cu cât te duci și cu cât te întorci în momentul în care dai calculare. În rest, meniul este foarte clar, merge bine, deci display merge bine, da, îl vedeți, da? Da, hai că, Apple CarPlay, Android Auto, okay, standard. Și wireless. Și wireless, da. Telefon, meniu, aplicații. Uite-le aici, uite Android Auto, CarPlay, da? După care la mașinuță avem multe jucării, cameră 360, putem să mișcăm? Nu. Nu, dar poți să selectezi camera, uite, vezi? A, ce tare e asta. Da, foarte frumos. Și 300, vezi ce repede merge, da? A, deci uite, chiar... uite cum e asta, 360, fii atent. Ia uite.
Da, foarte tare. Chestia asta, când a pus-o BMW prima oară, mamă, părea ceva SF. 30.000 de euro opțiune. Și acum, da, și acum a ajuns pe o mașină de sub 50.000 de euro. La vremea aia a apăruse pe seria 7, cred că a fost prima dată, era o mașină de peste 100.000. Ce tare. Vehicul cu tot felul de cu tot felul de opțiuni, acces, lumini de întâlnire și așa mai departe, presiune în pneuri, my driving, calitate aer. E și un purificator de aer. Da. E foarte important în București și în multe orașe. Și uite, dacă îi dai, ia să vedem. Dacă îi dai, cred că ți arată, crește aici 1%, vezi? Da. Deci are un ciclu de purificare, cum ar exact veni, știi? Pe bara aia, da. Perfect. Hai să-l oprim. Închidem. Și hai să și conducem, ce zici? Să conducem? Hai să vedem. Mai avem opțiuni, vecine? Avem destule. Vreau să stric, știi? Da. Nu, uite, bă, merge foarte... Ia. Uite, astea sunt mișto, eu ce frumos, se aud butoanele astea. Da, 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 da. Bine, aici e zona de climatizare, temperatură, uite, îți arată. Deci, zona asta de aici, primele două butoane sunt afișate aici sus, deci două butoane. Funcția lor, cum ar veni. Funcția da. Lor, exact. Iar celelalte sunt și, nu au legătură, butonul de jos cu ce e sus. Adică avem exact. Scaun încălzit, AC, volan încălzit și aici avem AC Max, recirculare. Și shortcut pentru recirculare, foarte mișto, nu trebuie să intri în meniu. Da, da. Să cauți. E foarte repede. Da. Da, funcționează foarte bine. Sunt addictiv, vezi? Că tot fac într-una și nu mă mai opresc. Bun. Hai să mergem la meniu, navigare, vezi? Centrează, da. Da, bine. Super clar. Bun, hai să ne plimbăm. Așa, hai. Gata. Aici suntem pe o zonă foarte denivelată. Uite, ce frumos se simte suspensia. Adică suntem prin niște cratere, gata, așa cum ai intrat pe drum. Deci suspensia este super confortabilă și cu toate că este confortabilă, cu toate că este SUV, cu toate că e o mașină înaltă, nu se apleacă pe viraje sau nu, cel puțin nu atât de mult pe cât m-aș fi așteptat. Noi când ne gândim la mașină franțuzească, monovolum sau SUV, ne așteptăm la o barcă de da, asta, da, exact, știi? Să facă... Dar nu e. Nu, da. Nu, uite. Deci noi ne jucăm acum, deci da, chiar exact. O simt ca un kart, ca un... Da, da, da. Și unduiește frumos așa, știi? Iar mie îmi place, tu ai zis că nu prea folosești. Nu. Mie îmi place chestia asta că poți să reglezi regenerarea. Deci uite și tu acum. Avem deci limită. Coasting. Pe coasting. Nici nu apăs nici pe pedala de frână, nici pe accelerație, nici pe nimic. Mașina merge ca pe liber, cum ar veni. Ca pe liber, exact. Scoasă pe liber. Exact. Și păstrezi distanța pentru că avem o coborâre foarte lină. Și devii, este foarte eficient să nu recuperezi ca după aia să consumi, dacă ai posibilitatea, pentru că la recuperare tu ai niște pierderi și după aia când iei energie da, din baterie... Da, dar eu fac altfel. Eu merg pe modul maxim de regenerare și ajustez din poziția piciorului pe accelerație. Corect. Și corect. Tot în punctul ăla ajung. Tot adică în punctul ăla ajung, nici exact. Nu consum, nici nu așa, dar... Dar îmi place ideea asta că, uite, poți să las pe liber în anumite momente. E, nu uite, știu care la padele eu aș renunța, de exemplu. Știu că sunt oameni cărora le place chestia asta, dar eu sunt obișnuit cu one pedal driving-ul pe care l-am la BMW i3, de exemplu, care mi se pare foarte bine făcut și cu ce are ce ai după e Tesla. La Tesla la fel, da. Dar fără acel creep mode sau da, ca să nu înainteze, ciudat. Da. Creep, știi, creepy mode. Creepy mode, exact. Creepy mode, asta trebuie. Da, adică simulează cutia automată că e piciorul da. Din accelerație și se mișcă mașina. Eu am pus niște butoane în spate, am primit de la Sexy Buttons. Niște butoane și mi-am simulat padelele din spate. Da, da, da. Problema care e la butoanele alea că nu răspund cum răspunde aici. Deci aici e instant. Am apăsat. Aici, soluție de producător. Soluție de producător și e gândită să fie așa. Uite, de exemplu, aici avem limită 60, da? Am 67-68. Deci ar trebui un pic de frână de motor, o ajustez din padeluțe. Da, da. O las să curgă. O las să curgă, plus minus un kilometru, da? Adică, și uite, pot să-mi adaug level 1. Doar foarte puțin. Să ajustez coborârea acum. Ajustez coborârea, da, și nu mai folosesc pedalele. Deci îmi place treaba asta. Îmi place suspensia. Este confortabilă, dar poți să te joci cu ea. Adică chiar e distractivă mașina pe viraje, pe serpentine. Noi ne-am jucat mult cu chestia asta. 200, avem două variante, da, de motorizare, 170 și 220 de cai. 218, 220, cum e prezentat pe site la ei. 220 de cai mi se pare suficient pentru o mașină electrică și 170 de fapt e suficient. Da, motorizarea de bază practic, da. Motorizarea de bază, ok, mai întreabă lumea, accelerează la fel ca Tesla? Nu, nu că nu are cum, mai are 500 de cai, da.
dar nu știu dacă vrei mereu să se întâmple lucrul ăsta. Adică sunt foarte mulți oameni care nu folosesc toată puterea, nici eu nu folosesc. De senzația aia îi dai la început, după ce ai cumpărat-o de câteva ori ca să vezi cum exact. E, după care o vei conduce normal. Când faci depășiri, veni, da. dacă faci niște, într-o situație la limită, când faci o depășire, da, ai nevoie de putere, dar mi se pare... Da, uite și acum, hai, că zic că am face o depășire. Ai da, văzut ce am făcut? Da, te-am luat pe surprindere, imediat dat în spate. Da. Deci dacă mergi cu cineva în dreapta și nu îi spui și mergi și vezi de treabă și la un moment dat da, decizi, uite, vezi, eu nu m-am mișcat pentru că știam că o să apăs, dar tu n-ai cum să te ții, adică 220 de cai e mai mult decât suficient. Mie mi se pare... Ok. Da. Pur și simplu ok. Iar trebuie să dăm continuare. Acolo, da. Cam asta este cu puterea, tracțiune față, nu? Da, și am întrebat în conferința seară, mașina nu este concepută ca să aibă și tracțiune integrală, deci nu va fi niciodată cu tracțiune integrală, doar roți motrice față. Și acum vreau să spună, păi un SUV adevărat este 4x4, ce aveți de comentat? Exact, foarte bun comentariu. Cine merge cu SUV-urile în off-road? Mai ales cu electricele, SUV-urile electrice, care sunt mai degrabă niște MPV-uri, de fapt. SUV-ul electric e noua mașină de familie, multipurpose vehicle, da? SUV-ul în general. SUV-ul în general. În general, nu doar. Și benzină și diesel, nu contează. Și benzină și diesel sunt, exact. Da, să zici că poate la un Touareg sau ceva, poate să zici cu suspensie reglabilă, cu alea, faci. Exact. Dar la SUV-urile normale, orice da. Renault Captur, Mazda CX-5, Tesla Model Y, asta, altele, 99% da. Merg în oraș, nu o să vezi niciodată. Skoda Enyaq, o să vezi Skoda Enyaq făcând off-road. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt mașini de asfalt. Cu toate că e bine de spus, în general, adică nu în general, de fiecare dată, mașinile electrice, pentru că au cuplu mare, ar la turație mică, bune foarte bune în off-road, exact. Da. Adică când o să apară primele mașini cu dedicate pentru off-road, au apărut noi, deja. Rivianurile, exact. Cybertruck, nu știu ce. Exact, nu le avem. Când o să apară la noi, o să vedeți că într-adevăr e foarte bune și pentru treaba asta. Bun, am zis foarte multe chestii bune. Zici tu ceva nasol despre mașina asta? Ca să, să fii good cap, bad cap. Bune, ce ba, faci? Am terminat, nu mai... Uite, sistemele de asistență cu butonul, suspensie, cu alea. Cu butonul? Ăla, uite ăla de acolo. Deci, ăsta mi s-a părut așa, un soi de defeat device. O să vă spun despre ce sau e vorba. Sau cheat device. Cheat device. Știți? Pentru legislație, știi? Pentru legislație, deci... Mi se întâmplă să mă urc în mașină de multe ori. Într-o mașină, eu iau la test drive. Primul lucru fac e să dau tapuri să dezactivez chestii. Exact, intru să văd, băi, că îmi trage de volan, începe să bipă, e da. Limita de viteză. Da, cel mai tare, lane keep assist, ăla mă scoate din minți. Da. La Tesla ce fac prima dată când mă urc în mașină? Intru în mașină și dezactivez la autopilot opțiunea cea mai de jos, dă-n tabul de sus, că știu că e acolo. Chestia deja cu... ai muscle memory, muscle memory zice, pe display, da. Adică dau scroll și așa mai departe. Ce îmi place e că au făcut un buton dedicat, dai dublu click pe butonul din stânga. Dublu click, am dat. It's game over, gata, s-a terminat. Da. Dar de fapt, nu doar că ai dezactivat tot. Există varianta, așa zicea, mi s-a părut destul de smart. Ai un mod, se numește My Perso sau ceva de genul ăsta. Perso, da. Perso. Modul personalizat, cum ar veni, da. Modul personalizat în care tu intri, setezi toate lucrurile, toate elementele pe care le vrei dezactivate sau activate când ai apăsat minunatul buton de aici. Mașina se configurează exact cum vrei tu să exact. Fie. Pentru că poate vreau să-mi arate limita de viteză de la... Dar nu vreau lane assist, de exemplu. Dar nu vreau lane assist. Da. De fapt, asta e și situația la mine. Vreau să-mi arate limite de viteză. Mm-hmm. Poate să-mi bipăie pe treaba asta, că nu vreau să-mi iau vreo amendă. Da. Dar lasă că ține o direcție, e ok. Exact. Mă pricep. Exact. Am învățat. Mm-hmm. Da, nu sunt multe lucruri bune, dar lucrurile care să spun că mă interesau cel mai tare erau legate de suspensie. Da. Și mi se pare un exemplu de suspensie confortabilă de SUV, dar care nu se înclină pe viraje, adică dacă îți place să mergi mai sportiv și vrei mai o mașină energic. Mai energic și vrei și vrei o mașină de familie, poți să-ți iei mașina asta. Mm-hmm. Nu este genul ăla jucăuș, cum ai zis și tu ieri. Adică nu simți că te aruncă de spate, că n-ai propulsie, cum e la Volkswagen. Da, exact. Să simți că te împinge și așa mai departe. Nu, dar nu poți să conduci golănește mașina asta. Corect. Deci nu poți să fii golan cum poți să fii cu Tesla, cu BMW, cu Volkswagen, știi? Okay. Care au preponderent roți motrice spate sau integrală, da? Exact. Nu poți să fii, nu poți să mergi cu ea golănește, dar mașina nici nu te îmbie. Nici nu te îmbie să fii... Da. Nu te îmbie să ai comportamentul ăsta, dar poți să mergi, hai să zicem, sportiv, susținut pe viraje, energic, foarte plăcut, energic, dinamic, exact, și vezi că mașina stă unde trebuie. Deci asta mi-a plăcut foarte mult. Autonomia, ieri am testat-o. Deja despre autonomie nu mai e cazul să vorbim.
Da. Ai explicat tu mai devreme cum e. Nu, dar am testat ieri. Noi eram mers ieri. Da. A fost și o situație haioasă acolo. Eram obosiți după drum. Tu ai venit tocmai din Suedia. Da. Dormit prin aeroport și așa mai departe. Da. Și eu eram la fel de obosit și când am ajuns, bă, hai să ne plimbăm. Nu filmăm nimic astăzi, dar să înțelegem mașina și luăm traseul cel mai scurt. Aveam patru, patru variante de traseu. O oră, o oră jumate, două ore și trei ore. Pe cei de la Renault, puneți-ne și nouă traseul ăla scurt, da? Da, exact, exact. Că perfect, ăla e scurt, e, cel, e și foarte frumos. Exact, da, frumos, avem, exact. Și am sufletul. Început să mergem. Am început noi să mergem după vreo oră și jumătate. Ne întrebam, bă, dar... Bă, da, unde suntem noi? Poate ar trebui să ne întoarcem și când ne-am uitat pe hartă, ne-au băgat traseul de 3 ore. 3 ore, am 200 de kilometri. 200 de kilometri, am mers 3 ore și ceva. Deci am avut ocazia să testăm mașina, da. Și am avut ocazia să testăm autonomia. Exact, foarte important. Autonomia, e adevărat, este similară cu ceea ce fac eu ca test, să-i zic eu, testul de drum național. Adică mergi cu 70 în localitate, 100 în afară, exact. Aici am avut autostradă, dar pariez că valorile ar ieși aproape 1 la 1. În România o să ai fix autonomia pe care am avut-o noi aici, da, pentru că așa, asta, cam ăsta e scenariul, știi? Exact, da. Pe unde ne-au dus, pe unde ne-au plimbat. Da. Și ne-a ieșit o autonomie mai mare de 700, mai mare de 550 de kilometri. Da, deci ei spun VLTP-ul 625 cu bateria mare, da. Dar realist chiar poți să faci, poți să atingi VLTP-ul. Poți să atingi VLTP-ul. Deci poți da. Să-l atingi. Da. Dar noi n-am mers chiar super. Da, mai și jucat să vedem exact. Cum accelerează, cum na. Ok. Test drive la urmă. E test drive, trebuie să tragem un pic de mașină. Da. Deci 550 de kilometri. Și mie chestia asta, sincer, spun, mi-a plăcut foarte mult. Da. Adică autonomia este suficientă în bateria mare. Deja nu mai e o problemă autonomia. Da, mă, devine boring, pentru că noi am mers 3 ore da. Și am ajuns, am plecat cu mașina 100%, da, am mers da. 3 ore și am ajuns cu bateria înapoi cât avea, 60, nu. 60 și ceva, parcă. Cred că 5, mai... 59 sau 69? 60, nu, 60, în jur de 60. Da. Deci noi ca să descărcăm bateria aia ar trebui să mergem peste 6 ore, 7 ore, 8 ore. După 6 ore tot mai aveam probabil încă 20% în baterie, da, de bani. Da. Bă, nu poți să mergi 6 ore într-o zi. Deci chestia asta cu autonomia. Poți să mergi 6 ore într-o zi, dar sigur te oprești. Asta zic. Și există autonomia 150 de kilowatts putere. Cum zicea la Fulicaci. Mi-a plăcut foarte tare. Da. Arăta autonomia mașinii și autonomia de vezică. Da, da, și da. Și întotdeauna da, autonomia de vezică era mai mică decât așa aia. Așa e. De... Exact. Și dacă mergi pe autostradă, poți să faci 300 de kilometri. Deci, asta ne-a interesat. Am testat lucrurile astea, am văzut că are autonomie, suspensia este ok, este confortabilă, bine insonorizată, chiar dacă, cum ai remarcat și tu, nu are geamuri duble. Da, nu are geamuri duble laminate, dar n-are nevoie. Dar n-are nevoie. Foarte, foarte plăcut. Deci asta e o chestie de eficiență. Display-ul arată foarte bine și ăla din față și ăla din dreapta. Este practică, îmi place în spate care suportul respectiv și prețul este corect. Dar stai că te-ai pierdut în laude și n-am vorbit de criticile alea de care ziceam mai devreme. Mă, singurul lucru pe care vedeai e o chestie subiectivă și trebuie să o recunosc că e subiectivă. Deci, da. În primul rând, suportul de pahare că e prea jos. Da. Bine, îți dai seama că am ajuns acum prea jos și prea puține, prea puțin suporturi. E unul singur și bine, poți să mai creezi încă unul din elementele alea, dar putea să fie mai sus. În spate, ergonomia e perfectă. Da. Adică da? Puteau să echipa care a lucrat în față putea să copieze de la echipa care a lucrat în spate. Dar vezi că am ajuns să mă iau între ghilimele, cum s-ar spune, de niște lucruri de foarte mare finețe. Exact, pentru că nu mai am ce să mai vorbesc despre celelalte. Adică și pot să critic faptul că sunt prea multe butoane, prea multe manetuțe și butonașe. Uh-huh. Ok, asta e o chestie subiectivă, înțeleg. Știu sigur că cei care apreciază butoanele se vor simți bine mașina asta. Corect. Știu și cei care apreciază display-urile că se vor simți bine în mașina asta pentru că au Google Automotive și informațiile alea exact. Corecte, da. Ce trebuie, informații în față, display-ul arată foarte bine și se mișcă foarte bine. Uh-huh. Doar că eu fiind mai pe zona minimalistă, așa, îmi place mai mult, aș fi eliminat manetuțele astea de pe aici, aș fi lăsat doar semnalizarea, semnalizarea cu ștergătoare clasic, să spunem, și schimbătorul de viteză. Volumul n-are ce să caute aici, pentru că am pe volan am un meniu care îmi schimbă afișajul. Da. Păi știi câte ori schimbă afișajul? Că eu am un afișaj care îmi place, îl schimb o dată la jumătate de an. Nu știu, așa mi se pare mie. Da. Deci este o critică care vine dintr-un tip de utilizare specific mie. Exact. Și nu are legătură. Îmi place că pot să-mi configurez ecranul și adică ca să nu simt nevoia să schimb mașina. Da. Îi mai schimb
mod de afișare, știi? Că uneori te plictisești de același ecran asta. Și da. Știi ce ziceam? Că asta, practic, dacă mi-ascundeai opțiunea asta undeva pe meniu, pe acolo, da. Odată la o săptămână, odată la două zile, odată la o lună, când schimbam, da. Nu mă deranja să intru. Da. Dar nu la buton fast, quick button, să spunem, da, așa. Da, quick, da. Button, lasă-mi altceva. Îmi place sistemul, într-adevăr, cum se afișează harta, direcțiile de pe Google Maps sunt afișate în față și arată super bine. Dacă ai Waze-ul, ne-a spus ieri bratul că, da. Nu ți afișează, dar vezi, da, indicații. Spune, da, îți dă indicații ce să faci la următoarea schimbare de direcție, cum ar și veni și în câți kilometri. O chestie e foarte importantă, uite, că trec de la una la alta, dar dacă tot au venit să le știe foarte bine oamenii că nu au ocazia să facă test drive atât de lung. Da. Mi se întâmplă de foarte multe ori, cel puțin la Tesla, navighez undeva, mai ales prin zone din astea, cum suntem noi acum. Uh-huh. Adică nu știi pe unde ești, trebuie să fii atent la drum. Da. Și la un moment dat, tu conduceai și am pus harta în față, exact. Ca eu să mă pot juca pe Spotify. Exact. Deci, deci tableta rămâne pentru pasager, exact. Și navigația pentru șofer. Și foarte clar și arată super bine. Deci, da. Și acum că am zis că m-am jucat cu pe Spotify. Așa. Foarte important și lucru să spune. Sistemul de audio ăla de la Harman Kardon, care este cât era opțiune, 850 de euro. 850 de euro. Pe configuratorul din România. Și 100% aia bifați-o. Dacă vă place muzica, eu aș bifa-o. Și dacă mergeți să, băi, testați... Gândește, costă 850 de euro, adică cât o boxă Bluetooth de sufragerie, da, mai, da, răsărită. Da, 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 dacă, da, te duci la Harman Kardon, da, să-ți cumperi o boxă, una, nu câte are mașina asta, exact. 7, 9, cât or fi, da? Da, multe. Costă sigur 850 de euro, știi? Mie mi se pare că 850 de euro pentru sistemul ăsta este obligatoriu să o pui dacă îți place să asculti muzică la o calitate mult peste medie. Mult peste medie. Da. Dacă testați lucrul ăsta, noi l-am testat. Radio se aude ok, bun, se aude normal ca radio, dar puneți un Spotify, un Apple Music, ceva și Tidal, fiecare, YouTube, da, Music, fiecare. YouTube Music, ce... orice, da. Și se aude crystal clear și puteți să vă jucați și îmi place că are și niște moduri de presetări, audiție, cum ar veni. Da, niște presetări create de Jean-Michel Jarre. Da. Și într-adevăr se simte stilul. Da. Deci mi se pare incredibil cum, da, de reușit să facă. Da, 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 da. Niște presetări care, da, îl recunoști pe individ. Ai studio, da, ai să se audă cu spațialitate mai mare. Cu podcast, cu nu știu, dar simți că e stilul lui Jean-Michel Jarre, pentru, da, cei, da, care sunt pasionați și au ascultat muzică cu el, știu foarte bine lucrurile astea. Deci cam asta ar fi în mare. Încerc să mă gândesc la lucruri, la lucruri negative, eu spuneam de butoane, dar ok, asta e o chestie personală. Restul, mai zici ceva rău? Păi uite, mie asta mi se pare importantă, treaba asta cu vehicle to grid, vehicle to load, că nu are. Bravo. Uite, da, că asta am uitat-o. Mie, de exemplu, nu mi-ar trebui și eu adică nu aș face, da, un caz din asta, dar în ecosistemul tău de acasă ar conta. Da, eu fac, adică mie îmi place tehnologia asta și eu cred că tehnologia V2X, cum se numește generic vorbind, adică vehicle to everything. Tu ceva, da. Vehicle to ceva, orice ar fi ăla. Ceva fiind X-ul, da. Fiind X-ul, da. Ar trebui să fie obligatorie. 1. Vehicle to load către orice mașină, către să scoți curent, 2-3 kW, da, orice consumator. Te duci cu plita electrică în natură și să-ți faci niște ouă ochiuri. Ar trebui să fie obligatoriu pentru toate mașinile electrice. Obligatoriu pentru că e și o chestiune de reziliență, adică a rămas. Să poți să dai curent de la o mașină la alta, da. În caz de calamitate să asigure energie electrică pentru o casă, pentru o comunitate și așa mai departe. Foarte important, vorbim de 87 de kWh. Gândește numai la o tabără de creată pentru o situație de necesitate undeva, unde ești inundații sau ceva, exact. Ai venit cu 10 mașini de-astea. Dar, da? Nu e că una din asta îți ține o săptămână. Mult, da. Nu, exact. Dar vreau să zic pentru chestie, corect, de organizare acolo, să ții un defibrilator, să ții un consumator. Nu mai e o problemă. Da. Deci vehicle to load trebuie să fie obligatoriu. Vehicle to grid sau to home, în care să scoți, să bagi în casă, să faci automatizări mai sofisticate, înțeleg, poate fi opțiune pentru... Mi s-au înfundat urechile. Pentru... Da, avem diferențe mari, da, de nivel pe aici. Da. Poate să fie pentru niște case cu automatizări sau chestii mai sofisticate. Dar da, vehicle, da, to load ar trebui să fie obligatoriu. Uh-huh. E adevărat, nici Tesla nu are vehicle to load, nici BMW, nici Mercedes, nici... Multe mărci n-au vehicle, multe to load, mărci, din păcate, n-au. Da. Dar uite, vedem pe Dacia Spring, vedem pe Renault 5 cu vehicle to grid chiar mai departe. Uh-huh. Deci, într-adevăr, ăsta este un minus, ai dreptate, da, dar nu l-am perceput ca minus pentru că am comparat... E mai degrabă ceva ce e un minus din faptul că nu există, nu din faptul că mașina e cum e făcută și nu e făcută bine. Exact. Și nu ai, cum să zic, am comparat-o mult cu Tesla, cu
Mercedes și BMW, fie, noi am făcut niște comparații care s-ar putea să, pară, să fie foarte ciudate pentru oamenii care se uită. Să pară forțate, cum da, adică compar Renault cu Mercedes. Mercedes. Și aseară am avut o discuție cu mai mulți oameni, nu de la Renault. Deci eram noi, la bârfă, noi între noi la bârfă. Jurnaliștii, exact. Mașina asta, piste clar, peste mașini premium consacrate, să spunem. Da. Adică dacă iau EQA sau EQB, să spunem, de la Mercedes, n-am cum să compar mașina. Deci 100% pare senic. Adică sună ciudat, dar cum spuneai și tu, mergeți, mă, oameni buni, și testați mașina, mergeți cu ea, adică urcați-vă în ea, uitați-vă. Deci în 20 de minute pleci de acolo, exact. Și zici, da, nu mai trebuie, mulțumesc. Da, adică poți să descurci. Premium, prefer să salvezi 20-30 de mii de euro, să iau pe asta. Da, nu, asta e o realitate și arată că atunci când se schimbă tehnologia, ierarhiile nu sunt aceleași. Adică gândește-te, acum 5 ani, pentru conesiorii mașinilor electrice, cele mai tari erau, era bătălia între, hai zicem, Tesla și Kia sau Hyundai. Da. Hyundai Kona. Renault a fost întotdeauna acolo, dar cu niște Hyundai Kona, o mașină care nu spune mare lucru pentru, să spunem, era de combustie. Dar pentru era electrică a fost una dintre mașinile importante la început. Asta mi se pare că este într-adevăr o mașină care e făcută să fie electrică, gândită, adică se vede că reprezent, a lucrat... și reprezentativă pentru acest moment al pieței, da? Adică SUV de familie electric la un preț foarte bun. Perfect, da. Exact, asta, exact de asta au nevoie oamenii și de asta am spus eu la începutul videoului că mașina asta, titlul de mașină anului, zici că e pedeapsă, știi? Pentru că cine a ieșit mașina anului nu s-a materializat în vânzări, știi? Adică e adevărat, erau i-am zis că prețul e principalul criteriu și cred că se întâmplă lucrul ăsta. Nu știu dacă e neapărat principalul criteriu, dar contează foarte mult. Adică prețul pune totul în perspectivă, știi? Corect. Că dacă mașina asta era 80.000 de euro, spuneam, da, mulțumim frumos, e o mașină bună, dar nu e de 80.000, știi? Exact, vă urăm o zi bună. Dar, uite aici, ai văzut ce am făcut? Am lăsat-o pe 0. M-am jucat cu padelele, am lăsat-o pe 0, am coborât un deal foarte mare și acum o urcăm din inerție. Poate, uite cum bate. Exact, deci ce să mai merg? Merg ca velierul. Deci, de asta spuneam că mașina este poziționată ca preț foarte bine și cred că va reuși să facă și volume de vânzări. Eu cred că va fi o mașină, ei nu au dat nicio estimare. Oamenii de la Renault aseară în conferință au fost foarte modești. Că i-am întrebat, noi, a întrebat cineva din Finlanda, câte mașini de astea vreți să vindeți pe an așa? Și ei s-au profilat așa un pic, că nu prea voiau să dea cifre și nu știu ce, nu, că noi de regulă nu prea comunicăm obiective de vânzări, ținte, nu știu ce, dar până la urmă au dat-o că măcar ca Megane, E-Tech, dacă se vinde, noi suntem mulțumiți. Deci, bine. Mi s-a părut o doză de modestie, în primul rând, pentru că mașina clar merită mai mult de atâta. Da. Și mi s-a părut și un indiciu despre faptul că Renault nu prea știe cum o să meargă mașina asta pe piață, pentru că e o schimbare destul de majoră pentru ei și pentru numele Scenic. Că Scenic-ul până la urmă ce era? Era un monovolum de familie care putea să aibă 7 locuri. Asta n-are 7 locuri și este un SUV, un crossover. Da, dar nu mai poți făcut mai altceva, da? Deci cred că au oarecare doză de reținere, au o reținere, hai să spunem, nu reținere, mai degrabă vor să vadă cum va fi. Își lasă oportunitatea ca să fie surprinși de evoluția modelului. N-are cum să nu fie, n-are cum să nu fie mai bine decât Megane E-Tech. Așa zici. Pentru că diferența de preț e foarte mică între ele. Exact. Și este un produs mult mai matur. Exact. Adică e logic. Și este ceea ce caută oamenii. Este în segmentul cel mai vândut din Europa. SUV-urile, segmentul mediu, ce? Da. Da. Deci în segmentul în care se vând cele mai multe mașini, în general, nu doar electrice, tu vii cu mașina asta, la un preț similar cu ceea ce era Megane înainte, o mașină mult mai mică. Da. Păi nu e clar că o să fie bine. Și vii, atenție, vii la un... Deci e foarte important să zicem asta. Mașina asta poate să rămână sub 50.000 de euro, având o baterie cu capacitate utilă de 87 de kWh. Da, niciun alt brand de pe piață, nimeni, nici măcar chinezii, nu îți pot oferi o mașină de sub 50.000 de euro cu tot cu TVA, cu opțiuni de toate, da, și cu o baterie atât de mare. Și foarte important, uite că mai avem niște informații interesante. 85% din mașina asta este produsă cu o materie, cu elemente fabricate în Europa, da?
85% mașina este fabricată în Europa. Bateria este produsă de LG Chem. Da, în Polonia, este baterie NMC, că a fost discuția dacă e LFP, dacă e NMC. Da, 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 da. Nu puteai să pui o baterie LFP pe dimensiunea asta. Da. De mașină și să obții 87 de kWh. Exact. Și range-ul ăsta. Avea nevoie de o mașină mai mare. Exact, avea nevoie de o platformă mai mare. NMC-ul, LFP-ul încă nu a ajuns la densitatea energetică încât să... Per kilogram și per volum. Exact, de încât baterie să-ți permit. Da. Deci probabil aia de 60 ar fi putut să facă LFP, dar au mers pe varianta de NMC. Și mai e o chestie foarte interesantă, că uite, ai de exemplu BID, care îți pune pe modelele lor astea CL și toate astea lansate în Europa, îți pun baterie LFP, dar e pe sistemul ăla integrat în caroserie ca element de siguranță al mașinii și practic o baterie neservisabilă. Deci ai perforat-o, ai zgâriat-o, ai făcut ceva pe de sub, toată bateria e papa. La foarte asta interesant, da. Sunt 12 module. Corect. Reparabile la nivel de celulă. Deci se poate înlocui modulul, dar se poate și desface modulul și înlocui celula. Ceea ce Renault a zis că sunt 20 de centre autorizate în Europa să facă chestia asta. Și atunci a fost cineva care a întrebat, ok, dar noi avem în România așa ceva? Da. Și ce să vezi, mă, avem. Avem și în România avem să face treaba asta. Bălcescu. Da, dar oamenii au ținut să spună foarte clar. Că nu e cazul. Da, mă, vedeți că nu e cazul, că noi avem milioane de mașini, sute de mii, câte s-au vândut, nici nu știu câte... 15 ani pe piață deja. De exact. Da. Avem experiență cu bateriile. Știm că bateriile și motoarele nu crapă. Da, exact. Vă mai faceți dar de grijă. Dar totuși, ca să știți, vedeți că sunt modulare. Putem... dacă e cazul, da. Și gândește-te, bă, cât poate să fie o baterie? Că eu știu că la Tesla era vreo 10.000 de euro bateria, da? Da, mă, asta zicem... e mai mare, 87. Să zicem că fi 13-15.000 de euro. Exact. Okay, bun. Și ai 12 module. Deci un modul te costă 1.000 de euro. Da. Și am înțeles, da, mă, și ai schimbat după nu știu cât timp, schimbi un modul, mă, de 1000 de euro. Mi se pare... știi unde mi se pare mai degrabă interesantă treaba asta cu schimbatul modulelor? Mi se pare importantă în momentul în care ai poate un accident sau ai lovit un țăruș și ți-ai zgâriat un modul, îl schimbi doar pe ăla, știi? Adică nu casezi mașina că ai afectat un modul. Da, la asta se pare, genul ăla de accidente, că sare ceva pe de sub, să zicem. Da, nu știu. Să zicem, dar asta atât de rare, adică... Mm. Exact, și ei au insistat, ei au zis, bă, vedeți că am făcut lucrul ăsta, e modular, e servisabil, e reparabil, e frumos, e așa, dar vedeți că... Nu o să aveți nevoie. Nu o să aveți nevoie, adică, ok, să știți că există... Da, foarte multe informații interesante am primit de la ei. O să mai avem ocazia să testăm și mașina asta și în România și vreau să fac așa un drum lung. Vreau să testez cu familia. Sunt foarte curios ce părere are familia, pentru că este oarecum pentru mine... Aici facem stânga? Da. Este pentru mine, mai ales că e vorba despre o mașină de familie, este un criteriu foarte important. Dar, ținând cont cum sunt lucrurile așezate în spate, copiilor o să le placă foarte mult. Da, clar. Adică, și spațiu pentru bagaj, dacă punem trolerele în picioare... Da, mă, 5-6 ai văzut. 6 trolere, lejer. Deci, cred că mașina asta se va vinde, dacă vreți să cumpărați mașina asta, mergeți cu copiii și când o să așeze copiii în spate și văd cum poate să-și pună să telefonul, zic, ce spațiu... asta e. Gata, la revedere, s-a terminat. Da, ne apropiem și noi de final, ajungem acum la destinație, ne-am întors la hotel și trebuie să luăm avionul spre casă. Da. Mie mi-a plăcut mașina, mi se pare că vine corect ca preț. Materialele sunt corecte, se conduce bine, suspensia e cum trebuie. Antifonată bine, muzica antifonată, sună fantastic. Exact. În afară de mici, de remorcare, poate să aibă uite, de remorcare. Cric de remorcare, eu nu-l folosesc, dar e bine să știți și lucrul ăsta până la vreo tonă, dacă nu mă înșel, nu? Sau nu, 750. 750 kg remorcă fără frâne, 1100 de kg remorcă cu frâne, deci, sau 75 de kg să pui pe cui, greutate pe, să spunem, pe punct, cum bicicletă, ar veni, da? Ce biciclete, mai... da. Deci, portbagaj de la mașină, pe cui, că există exact, portbagaj, portbagaj pe cui, dacă nu ți ajunge portbagajul ăsta, deci o mașină foarte practică. Lucru pe care vă recomand să-l faceți este să mergeți să faceți un test, să vedeți cum vă simțiți voi în mașină, da, care e senzația, că ăsta este un criteriu cel mai important, cel mai important de fapt când cumperi o mașină. Să nu-ți placă, sau dar poate să, foarte important este dacă mergeți să faceți test drive cu mașina asta, nu va fi timp pierdut. Adică nu te duci să testezi o mașină, băi, ne-a plăcut mașina asta, foarte mișto, doar 99.900 de euro, da. Du-te să vezi ce tare e, nu, o să o cumperi, dar măcar să vezi cum e. Nu, asta chiar devine accesibilă. Într-o zonă unde o familie de o clasă de mijloc din România deja poate să-și o permită. 40.000 minus cu bateria mică. Sau dacă ești o firmă, un IMM de nivel mic-mediu deja poate să ajungă în zona mașinii astea. Dacă nu ți-e teamă de autonomie, nu mi-e teamă de autonomie. Mi se pare extrem de plictisitoare autonomia asta. Deci ia uite, iar ne întoarcem la hotel, 86% baterie. Și am mers
o oră, două ore exact, și mai avem încă 531 de kilometri autonomie. Deci, puteți să mergeți cu bateria aia mică, în fine, 40.000 de euro minus vreo rabla, dacă o să fie vreo 5.000 de euro, 35.000 cu tot cu TVA, SUV, încăpător, numai, cred că nu mai are sens să mai spunem mai multe. Și dacă fac un challenge acum, mergeți și testați mașina și puneți în comentarii doar bagurile pe care le găsiți, că lucrurile bune le-am găsit noi, știi, ce nu vă place, că... Da, cam asta este. Bun, dacă v-ați uitat până la final, eu vă mulțumesc. Nu uitați că versiunea, varianta în care tu vorbești și eu stau în dreapta, găsiți pe canalul de YouTube 0100ro, fără punct. Da, așa. Așa o să las și eu link-ul. Și cam asta este. Dacă v-ați uitat până la final, vă mulțumesc și până data viitoare vă spun numai bine. Mersi și eu, da, scuze că te-am voia să salut și eu citit urmăritorii tăi. Exact. Da. Numai bine. La revedere. Mulțumim, pa, pa. We'll be right back.